Povestea celor șapte rațe. Au fost odată șapte rațe. Prima era șchioapă, a doua era chioară, a treia avea ciocul strâmb, a patra avea o aripă mai lungă decât cealaltă, a cincea era cam jumulită de pene, a șasea n-avea coadă, iar a șaptea era nițel cam surdă. Fiecare dintre cele șapte rațe credea că e cea mai frumoasă din lume. Toată ziua se certau între ele. Eu sunt cea mai frumoasă! Ba eu! Ba eu! Dacă au văzut și au văzut că nu se pot înțelege, au hotărât să meargă toate șapte la un judecător drept, care să chibzuiască și să hotărască de partea cui e dreptatea. S-au dus mai întâi la Motan. Dragă Motanule, care-i cea mai frumoasă dintre noi? Motanul le-a privit și le-a răspuns. Miau! Bine, bine, dar ce înseamnă miau? Rațele nu știau ce înseamnă miau, așa că s-au dus la câine. Dragă câine, vrei tu să ne spui care-i cea mai frumoasă dintre noi și ce înseamnă vorba miau? Câinele l-a privit și le-a răspuns. Om! Bună treabă! Acum erau și mai încurcate. S-au dus la bou. Dragă boule, vrei tu să ne spui care-i cea mai frumoasă dintre noi și ce înseamnă vorbele miau și ham? Boul l-a privit și le-a răspuns. Muuu! Nu mai pricepeau bietele rațe nimic. Atunci s-au dus la vulpe. Dragă vulpe, vrei să ne spui tu care-i cea mai frumoasă dintre noi și ce înseamnă vorbele miau, ham și mu? Le-a privit vulpea, s-a lins pe bot și pentru că avusese de multe ori de-a face cu tot soiul de rațe și le învățase graiul, le-a răspuns. Dragele mele, frumoase sunteți toate deopotrivă, dar credeți-mă, nu-i mare lucru, totul e să fii gustoasă. Cele șapte rațe au început îndată să se certe. Eu sunt cea mai gustoasă! Ba eu! Ba eu! Nu vă certați, le spuse vulpea. Doar ați venit la mine, judecătorul cel mai drept. Vreți să știți care-i cea mai gustoasă? Vrem, vrem! Măcăiră rațele îmbulzindu-se toate șapte. Și vulpea înghiți prima rață cu pene cu tot. Da, spuse ea lingându-se pe bot. Gustoasă nimic de zis. Eu sunt cea mai gustoasă, strigă însă o altă rață. Da, nu vreau să fiu nedreaptă cu niciuna dintre voi, răspunse vulpea și înghiți a doua rață. La fel făcu și cu a treia, a patra, a cincea, a șasea și a șaptea. Dar chiar în botul vulpii, rața a șaptea a început să strige. Spune, spune! Așa-i că eu am fost cea mai gustoasă! Vulpea o înghiți cât te-ai șterge la ochi, se linse pe bot, apoi grăi. Gustoase ca gustoase, rațelor! Dar proaste știu că ați fost toate șapte! Puișorul de rațe moțat. Era spre sfârșitul primăverii. Mama Cloșcă stătuse 3 săptămâni pe cuib și încălzise 9 ouă mari și roșcate. Era sleită de puteri, dar cu toate acestea, abia aștepta să-și vadă odraslele. Și iată că primul piuit se auzi. Un puișor galben și cu puful umed rupse coaja oului și ieși la lumina zilei strigând cât putea. Mama Cloșcă îl băgă sub aripi, îl încălzi și îl liniști. Apoi unul și încă unul ieșiră toți din întunericul în care stătuseră până acum, abia ținându-se pe picioare. Dar Cloșca nu stătu mult pe gânduri. A doua zi își scoase odraslele la plimbare, mândră nevoie mare, dar și cu ochii în patru, ca nu cumva vreun dușman nevăzut să le facă rău. Un colț de iarbă, o râmă, o firimitură,
erau tot atâtea prilejuri ca mama să cheme puii la ea și să îi numere. Am uitat să vă spun că unul dintre puișori avea un moț drăgălaș care îl deosebea de frățiorii lui. De fapt, era un puișor de rață. Cloșca observase de la început această deosebire, dar pentru ea toți puișorii erau la fel de frumoși și deștepți. Grija de a-i apăra era mult mai importantă decât moțul puișorului. Cu toate acestea, ceilalți puișori nu conteneau în a admira moțul frățiorului lor, ba chiar se mai și certau uneori din această cauză. Încetați! Le spunea mama Cloșcă. Moțul nu-l va hrăni și nu-l va feri de primejdii. Învățați mai bine ce trebuie să faceți dacă vulpea sau uliul vă dă târcoale. Puișorul moțat îi dădea dreptate mamei lui, dar pe undeva, în adâncul sufletului lui, simțea un fel de mândrie și bucurie pentru că era puișorul cu moț. Într-o zi, puișorul se apropie mai mult de malul râului. Privea cu jind la boboceii de rață, care semănau cu el și care înotau voinicește. Se scufundau cu capul în apă, făcând tot felul de giumbușlucuri. Și nici măcar nu aveau moț. Știa că nu avea voie să intre în râu, dar tare s-ar mai fi jucat și el cu ei. Deodată, observă pe malul râului o bărcuță făcută din hârtie. Ce-ar fi să încerce? Nu cumva chiar pentru el fusese pusă acolo? Doar era puișorul moțat, nu? Se apropie de bărcuță, o împinse și încercă să se urce în ea. Atunci, o broscuță care se afla în apropiere îi strigă. Hei, este doar o bărcuță de hârtie! Se va uda și se va rupe! Nu este bine ce faci! Ce animal urât! Zise puișorul. Cum și-o fi închipuind că eu, puișorul moțat, am să ascult vorbele ei? Și plecă mai departe. Trecu pe lângă un peștișor jucăuș. Acesta se luă după bărcuță și strigă. Oprește-te! E doar o bărcuță de hârtie, se va uda și se va rupe! Ce-ți pasă ție? Dacă se va rupe, îmi voi întinde aripile și voi zbura! Bărcuța se udase deja și începuse să intre în apă. O libelulă trecu prin apropierea puișorului, se învârti puțin în jurul lui, după care zumzăi. Ce puișor prostuț! În curând va fi voi șamar de puful lui! Dar puișorul nu putu să-i mai răspundă. Bărcuța începuse să se scufunde. Încercă să zboare, dar aripile nu i-au fost de niciun folos. Se uită spre mal și îl cuprinse spaima. Ce departe era malul de el și apa era așa de rece! Dragi copii, dacă v-ați fi uitat în acel moment spre râu, ați fi văzut o broscuță, un peștișor și o libelulă care se trudeau să scoată un puișor din apă. Nu a fost ușor, dar cei trei și-au unit forțele și au reușit să înfrângă puterea râului. Ajuns pe mal, puișorul nu știa cui să mulțumească mai întâi. Era tare rușinat de felul cum se purtase. Și-a zvântat puful gălbui la soare, apoi a pornit-o printre ierburi către frățiorii lui, care ciuguleau liniștiți pe lângă mama lor. Oare le va povesti ce i s-a întâmplat? Voi ce credeți? Rățușca Lina. Într-un tărâm fermecat, acolo unde găsești pomii vorbitori și flori jucăușe, trăia o rățușcă ce nu asculta pe nimeni și era tare năzdrăvană. Într-o zi, jucându-se cu prietenii ei, rățușca Lina luă o piatră și-l lovi peste aripă pe rățoiul Dino. Dino căzu dintr-o dată la pământ plângând de durere, dar nu-i spuse nimic Linei, ci se ridică, își luă rămas bun de la ceilalți rățoi și plecă spre casă. Lina își dădu seama că a greșit și îi păru rău,
Când a ajuns acasă, mama a întrebat-o pe Lina. Lina, ce-a pățit Dino la aripioară? Nu știu ce-a pățit, spuse ea, abținându-se să nu plângă. Ceva tot s-a întâmplat. Aș vrea să-mi spui. Nu! Începu să strige rățușca Lina și fugi în camera ei. Linei îi păru rău că a vorbit nepoliticos cu mama ei și că l-a lovit pe rățoiul Dino. Se tot foșnea în pat, încercând să adoarmă. Și când reuși într-un final să adoarmă, de sub plapumă ieși o pietricică. Care pietricică? Cea care i-a lovit aripioara lui Dino. Nu te așeza pe mine! Se auzi un glas subțire. Cine a vorbit? Întrebă Lina privind în jur. Nu știi cine sunt eu? Eu sunt pietricica! Îi răspunse același glas subțire. Doar atunci, rățușca Lina observă că era gata să se așeze cu spatele pe pietricică. Ce faci? Mai de dimineață ai vrut să-mi spargi capul, iar eu te-am iertat. Iar mă superi? O întrebă pietricica și vru să sară din pat. Nu pleca, nu-ți fac niciun rău, strigă rățușca Lina. Sunt tristă, pietricică, îi spuse plângând. Cum te numești? Întrebă pietricica. Mă numesc Lina. Tu? Eu sunt Roxy. Și de ce ești, mă rog, tristă? O întrebă mirată pietricica. Sunt tristă pentru că l-am lovit pe Dino peste aripioare și că am vorbit nepoliticos cu mama. Of! Nu știu cum să-mi repar greșeala. Mă ajuți, Roxy? Mă ajuți? Promit că am să mă comport frumos de acum înainte, spuse Lina cu lacrimile în ochi. Bine, te voi ajuta. Dacă îți pare rău, ai putea să-ți recunoști greșeala și să-i spui mamei ce s-a întâmplat. Spune-i că îți pare rău că l-ai lovit, îi spuse pietricica Roxy. Mâine dimineață așa am să fac. Ești cea mai bună prietena mea, Roxy, spuse încântată Lina și apoi a dormit cu pietricica în brațe. Ținând cont de sfatul pietricicăi, rățușca se trezi dis de dimineață. Se spălă pe ochișori și pe dințișori și fugi la mama să-și recunoască greșeala și să-i spună că-i pare rău. Apoi luă ghiozdănelul și plecă spre școală. De cum îl zări pe Dino în curtea școlii, fugi spre el, îi ceru iertare și îl rugă să fie din nou prietenul ei. Dino a iertat-o pe Lina și de atunci sunt cei mai buni prieteni.